Inspectoratul pentru situații de urgență a activat marțeară planul roșu în cazul unei aeronave cu 106 pasageri la bord, care venea din Olanda și trebuia să aterizeze pe aeroportul internațional Iași. Aceasta a avut probleme cu trenul de aterizare, ajungând însă într-un final cu bine pe pistă. Cu 30 de minute înainte de aterizare, piloții au anunțat o problemă la trenul de aterizare, iar avionul a sorvolat aproape 10 minute aeroportul până când a reușit să aterizeze fără probleme. La locul evenimentului au fost mobilizate 16 autospeciale Isus Murd și două ambulanțe ale serviciului de ambulanță județean Iași, fiind activat planul roșu de urgență. După 10 minute de la anunțul piloților, aeronava a aterizat fără probleme.